Problemele au început în 2014, când am fost operată de un neoplast pancreatic la Cluj. 6 ani au fost buni. După 6 ani au început să-mi apară o durere foarte mare în mână, datorită faptului că mi-a apărut o tumoră subclaviculară. Mâna, ca și când mi-a paralizat și aveam o durere de nesuportat. Un an jumate nu puteam să dorm decât pe sofa cu capul pe măsuță. Nu m-am putut întinde în pat de durere. De fapt, operația este la coloană. Între al doilea și al treilea inel de coloană, acolo, în zona cervicală, e o durere de nesuportat după operație. Dar am reușit, m-am ridicat, mă duc la baie, vin, mă pun în pat. Pot vorbi, sunt conștientă, e ceva peste așteptările mele. Este un succes al neurochirurgiei românești. Neurochirurgia funcțională, nu există o anumită problemă de ce nu s-a făcut până acum. Pur și simplu, nu a fost un neurochirurg funcțional care să dorească să lucreze la neurochirurgie Timișoara. Așa o operație durează foarte mult. Neurochirurgul trebuie să aibă răbdare, rezistență fizică, pentru că operația dura ca atare în jur de 6 ore, iar cu anestezie, intubație și detubația pacientei, cred că s-a ajuns la aproximativ 7-8 ore. Deci este o intervenție care îți ocupă toată ziua. Pacienta asta nu avea viață. Când am văzut-o eu prima dată, când am venit la mine pentru alte metode în a încerca să iau durerea, nu putea să stea de vorbă, nu putea să vorbească decât într-o anumită poziție. Nu vă imaginați cum a stat în spital 3-4 zile, dormind pe scaun, cu mai multe perne sub mână, cu medicație antalgică gen morfină, ca să poată cât de cât să doarmă câteva minute, dacă a dormit. Este vorba de o intervenție menită să controleze durerea la o pacientă cu invazia tumorală a nervilor de la braț. Constă într-o intervenție pe măduva spinării, în care selectiv se taie partea responsabilă de durere. Se face sub microscop operator și durează mult, pentru că la fiecare nerv se taie doar partea care se ocupă de durere, prezervând toate celelalte funcții nervoase, în așa fel încât pacienta nu mai simte durere în brațul respectiv și își păstrează majoritatea funcțiilor pe care le avea înainte. Zic majoritatea pentru că înainte deja nervii erau invadați, deci exista un deficit. E o intervenție cu care sunt obișnuit pentru că am lucrat timp de 10 ani în Franța cu profesorul care a inventat această operație, profesorul Sandru, operația inventată din anii 70, în 72 cred că a făcut-o pe prima, și cu dânsul și cu succesorii lui am făcut câteva zeci de asemenea operații. Unele dintre ele, câteva zeci de operații făcute doar de mine. Această primă intervenție arată că putem, dacă ne dorim, și noi ne dorim în cadrul Spitalului Județean din Timișoara. Avem o echipă excepțională condusă de profesorul Pleș și în cadrul clinicii de neurochirurgie. Iar noi vom face ca următorii pași ceea ce intenționam oricum să facem având în vedere această echipă, și anume să dotăm secția de neurochirurgie așa cum trebuie la standarde europene, astfel încât astfel de intervenții să poată fi făcute din ce în ce mai des pe viitor și să putem să salvăm de durere cât mai mulți pacienți care se încadrează în această categorie. Vorbim atât de investiții în infrastructură, cât și de investiții în dotarea cu aparatură medicală performantă la standarde de ultime generație, microscoape chirurgicale, sisteme de neuronavigație craniană, sisteme de radiologie intraoperatorie performantă, CT-uri intraoperatorii, astfel încât medicii excepționali pe care avem să poată să-și pună în valoare toată experiența și toate cunoștințele pe care le au în folosul pacienților.